Dar de la ce-o fi pornit? El, cel care stă aici? De ce? Și el unde? Unde? Și-a dat foc la casă și-a fost copilul. Domne! La poliție puteți să... Uite poliția! Dar și-a dat foc la casă? Ce s-a întâmplat? Mama? Și-a dat foc la casă, da. Proprietarul? Da. Dar de ce? A lui, al voastră, dar digerit. Eu, dacă eu am cuvintul la mai din, am auzit mașina, băi, zic, ai până acolo, la un băiat cu mașina. Băi, m-am luat tripea. Dar de ce credeți că și-a dat foc la casă? Nu, e eu casa dânse. E casa dumneavoastră? Da, și ea e proprietar aici. Și de ce? De ce ar fi dat foc? De ce? Băi, dar eu acum am cine sunteți? În baia, geamuri termopan, băi, ce investiție! Ați și renovat-o înainte? Puțin? Baia, nici, hai să spun o lună de când e terminată. Câți bani ați? Câți bani? Da, câți bani a costat renovarea? Vreo 40 ceva de milioane, burlanele, baia, se ridică cred că peste un miliard. Și cum s-a ajuns la incendiul ăsta, la flacăra? Dacă el a dat foc. Dar aveam niște... eu am fost plecată la București la fete și am venit, m-a luat el astăzi. Și fetele mi-au dat cu niște clipe din alea de legat roșii, nu știu ce, subțit. Și a luat de acolo, intenționat, ca să dea foc, ce să vă zic. Dar ce motiv ar avea? Utură, gelozie și uite așa. Că un om sănătos la cap. Tu te-ai fi de gelos și de băut, nu, ai, nu dai. Nu mai e sănătos la cap, înseamnă. Și el unde e acum? A plecat și a auzit un băiat care a venit-o la marginea satului, e răsturnat așa cu mașina. E răsturnat? Așa a zis. Nu cam dracu de-a fi nimic. Am pe unde să trec cu mașina încolo, că am înțeles că asta ar fi... Nu vrea, nu pe unde să iau. Că am înțeles că asta ar fi pe la marginea satului, s-a răsturnat cu mașini. E arteria politică. Da. N-avem cum să trecem pe aici, că dăm peste furtune, nu? E că trage furtune. Da? Hai că mă duc să iau mașina. E mai încolo. Vi-l iau, dar vi-l dau înapoi. Vă așteptăm aici. Mulțumesc! Auzi, hai să mergem la marginea satului, că ăla care a dat foc la casă, ci că e răsturnat cu mașina la marginea satului, s-a dus poliția acolo, da? Bărbasul ăla ăsta. A cui? A lui tanti asta de ar de casă aici.